Bună ziua, dragi privitori! Suntem din nou la rubrica Oameni de lângă noi. Vom continua discuția cu părintele Costinel Florin Purcărea, partea a doua, în care dumnealui ne va povesti despre viața pe care o are în Spania. Bună ziua, părinte, și Doamne Bună ajută! ziua, bine v-am găsit! Așa cum am promis, o să continuăm discuția. Deci, dumneavoastră ați plecat din 2011 din România. Cum a fost posibil? Că nu oricum, că nu plecați acolo într-o excursie, plecați pentru o perioadă destul de lungă, chiar pe perioadă de nedeterminată. Haideți să vedem cum s-a putut ca dumneavoastră să plecați acolo. N-am dezertat de la o muncă, așa, la care n-am simțit că, sau am simțit că nu pot face față. Și după ce am realizat și am muncit, am simțit nevoia, cu sinceritate spun, că pot să fac și mai mult. Mai ales că aveam niște aturi, niște precedente. Câțiva colegi și chiar de clasă erau plecați în afară, în Spania. Părintele Aurel Bundă de la Barcelona, colegul și fiul meu, prieten apropiat, și în parohia mea din Buzău, văzând că în diverse familii sunt tineri, copii plecați în afară și auzind de greutățile ce se interpun și de problemele care apar și îndepărtarea lor de România și poate nu la urmă și de biserică și din alte puncte de vedere, văzând că au greutăți și că se confruntă cu multe probleme, însă și m-am gândit că pot să fac mai mult. Aici consideram eu atunci că nu că am făcut destul, dar că am făcut și că am muncit și Că m-am proiectul implicat. acela merge. M-am implicat și proiectul acela merge, fără dar și poate. Și s-a arătat pe parcurs că a fost foarte bine. Dar am simțit că pot să fac mai mult, să mă implic acolo. În 2005 am participat pe 8 noiembrie, între 8 și 10 noiembrie, la un examen la un centru la Durău. Am mers acolo, în prezența Mitropolitului Europei Occidentale și Meridionale, Iosif, de la Paris, și altor slujitori din afara țării, din Europa, și am participat la acest examen, mă rog, diverse teme. Deci sunt date niște locuri Da, disponibile. niște locuri, au apărut niște locuri pentru examinare și am dat examen. Am fost declarat admis Admis. în urma examenului, dar aici este ceva foarte interesant. N-am putut pleca imediat, am dat numai examenul, am fost declarat admis, dar am stat și m-am gândit atunci, pentru că eram cu biserica la început, era ridicată așa, sub geamuri, cum se spune. Fără acoperiș, Da. sau avea acoperiș sub. Și sub geamuri era, m-a Așa. mai fost, din peste niște ani s-a terminat totul. Și am zis, nu pot pleca. Adică tot aveați așa o Da, îndoială nu, că deci nu. am dat examenul să fie, că puteam să plec atunci, puteam să plec mai târziu. Nu era bătut în cuie plecarea, nu era bătut în cuie. Și am zis, nu pot să plec acum, până când nu desăvârșesc și am început, pentru că ar fi, știți, o pată. Abia Deci o n-am pată din reușit să, 2005 până în da, până în 2011. 2011, părea așa pentru sufletul meu, era ca o pată, că am început ceva și n-am finalizat, n-am dus la bun sfârșit și am părăsit. Nu, și am zis, nu plec atunci. Dacă Dumnezeu va rândui să plec mai târziu, da, dacă nu, nu. Și am stat până în Adică ați 2011, când continuat am acolo încheiat la biserica, subsol am, slujbe. acolo se slujea la subsol, Da, era totul normal, din 2001. În 2010 m-am mai dus la un examen odată la București, la Patriarhie, pentru că am la fost Părinte. rechemat că Da. aveam examenul dat și să vadă dacă merg, dacă Dacă nu v-ați merg, schimbat dacă mi-am schimbat cumva comportamentul și mentalitatea, altceva. comportamentul și vis-a-vis de străinătate și mi-am menținut, dar atunci era cu totul altceva, biserica era ridicată, se apropia de pictură și atunci am îndrăznit. Și în 2011, în aprilie, 7, 5 aprilie, Cum a ați fost ultima plecat? slujbă. Cum ați plecat? Cu trenul, cu avionul, cu mașina? Cu mașina, cu mașina Cu am plecat, mașina. bineînțeles, și da, a fost o decizie personală, de familie, Da, cu soția ați asumată, vorbit înainte. asumată.
Cred că ați vorbit cu soția bine, din momentul bine. În care ați mers la examen. Bineînțeles, în decursul anilor am tot vorbit, am tot discutat, am tot parlamentat, așa mai nou. Da. Și am ajuns la același consens. Am plecat cu regrete, cu lacrimi atunci, pentru că nu e ușor dezlipirea. Da, nu este ușor vis-a-vis de membrii familiei. Fiica a rămas, cum spuneam în prima parte a interviului, da. Fiul a mers cu noi, am plecat. Și ce ați luat dumneavoastră în portbagaj? Că eu știu ce ați luat. În portbagaj? Da. Foarte interesant. Frumos mi-a spus întrebarea, parcă am fi vorbit dinainte, dar da, nu a fost vorbit, nimic premeditat. Da, extraordinar, mi-a adus aminte. Ionoriașii mei de pe Bulevardul Bălcescu, o parohie minunată, am și spus că a fost o onoare să slujesc acolo. În mijlocul lor m-am și format așa oarecum ca om în partea a doua a vieții, dar și dânși alături de mine și a ieșit o treabă, o biserică minunată. M-au sprijinit și mi-au cumpărat tot ce trebuie. Cred că, nu știu, poate am fost singurul preot din Spania care am plecat cu absolut totul. Un Iveco, cu o mașină mare, plină cu icoane donate de credincioși și de pe bulevard, bineînțeles, autentificate la patrimoniu, semnat, ștampilat, mi-aduc aminte ca atunci, acum, o biserică pe roți, cu absolut tot. Inclusiv hota de lumânări, locul unde se pun lumânări da, la vii și la morți. Și întrebarea, de ce a trebuit să luați atâtea? Ce vă aștepta acolo? Acolo nu aștepta la nimic. La Manresa, nu? Acolo nu aștepta nimic. Acolo... Deci asta e parohia din Spania. Da, parohia era, da, pentru că protoieria, protopopul de acolo și episcopia avea niște locuri vacante în anumite zone ale Spaniei. Și la 60 de kilometri de Barcelona, ruta Barcelona, celebru munte Montserrat, mănăstirea Montserrat și Andorra, pe așa ruta de deal, este parohia Manresa. Pare fi frumoasă. Acolo am poposit, la cineva am dus biserica și tot ce aveam eu, icoane și tot pentru începerea slujbei, încă n-a fost necesar. Să spunem celor care ne urmăresc, totul în român. Bineînțeles, bineînțeles. Vă duceați la o comunitate de români. Bineînțeles, sunt român peste tot, în toată lumea, unde nu vă vine să credeți și acolo sunt român. Și la o familie frumoasă, dintr-o localitate, am dus în casa dânșilor absolut totul. Dar totul însemnând, așa cum este în orice biserică, nu pot eu cuprinde în interviu câte am dus, absolut totul. Da, pentru le-am că dus... câte am văzut eu, că m-am uitat pe Facebook, pe așa, rețelele acestea, acolo totuși este o biserică catolică în care da, ați fost primiți. O capelă, o capelă. Așa, și dumneavoastră, sau o capelă. O capelă, mi s-a îngăduit ca să o transform în asta ortodoxă. În ortodoxă. Am făcut catapeteasmă ca și la noi. Între timp, pe lângă acele icoane și tot ce am adus eu în decursul a 10 ani, icoane de mare valoare s-au făcut, care lucrește în zonă, da, ne-a ajutat. Avem, să vă explic ceva interesant, am auzit că există cineva din Moldova care știe să facă catapetezme, să sculpteze. Biserica noastră se cheamă Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Dânsul a venit cu soția, a intrat în biserică, se plimbă puțin, uite aici vreau să fac catapeteasma, se întoarce
și auzim pe soția dânsului: Doamne, sfințișoara noastră! Și odată: Ce? Ce spuneți? Cum? Știți, noi suntem vecini cu Sfânta Teodora, în Pipiric Neamț. Ce În Vânător frumos! Neamț, Vânător Neamț. Suntem vecini cu Sfânta Teodora. Nu se poate. Dânsii mi-au făcut catapeteazma, scumpă, ba, a costat Da, mult, dar dar că e frumoasă. deosebită, deosebită, a fost Aveți și sfințită de poze cu curând. ea. Și icoane de sute de euro, icoana frumoasă, s-au implicat românii peste tot, m-am implicat eu, am vorbit stânga-dreapta, oamenii de bună credință au ajutat. Dar am lăsat așa reminiscențe din icoanele cu care m-am dus, pe câte o Așa parte, pe trebuie, câte o parte, așa pe câte o parte, și trebuie, spuneam așa prea trebuie. Sfințitului că vedeți, între icoanele acestea de valoare, vedeți și niște iconițe mai Ce mici. Să nu suflet. uităm de unde am plecat. Cu acele icoane am venit eu aici și acelea le-au făcut pe celelalte. Am văzut că aveți bănci acolo. Da, e un lucru minunat. Da, Sunt aveți un băncuțe, oamenii bănci acolo. să fie destinși, așa, să fie liniștiți și prevăzut ca să stea în genunchi. Nu că în momentele cheie Da, trebuie. stau, nu cunosc oamenii tineri în momentele cheie și dau și eu importanța momentului și din Da. privire oamenii nu se mai ridică, dar se așează în genunchi. Se așează în genunchi frumos că e ceva prevăzut de se lasă Așa, a, și da? chiar Nu mi ce-i se bine. pare o idee extraordinară. Mai nou Da. vedem în biserici băncuțe, scaune, ca omul să Da. fie liniștit după o săptămână de muncă, Vine pe și lângă da, rugăciune, vin și eu să stea odihnesc liniștit, puțin, da. da? Și meditează. Se poate medita la o slujbă Să știți, să ortodoxă? știți, da. Pentru că am observat, eu merg la biserică, e drept, mai spun unii, bă, te duci că ești bătrân. Nu, să știți că nu mă simt deloc bătrână, sunt chiar foarte bine. Dar mă duc pentru suflet. Pentru că Bineînțeles, trupul, așa cum bineînțeles. îți hrănești trupul Da? și când se îmbolnăvește, îi dai și niște pastile, ei, și sufletul are nevoie de, că sufletul dacă se îmbolnăvește, este foarte greu să-l faci bine. Și atunci te duci la o slujbă. Sau, deci e nevoie, e nevoie, dar Bineînțeles. Asta observați că lumea este. totuși se îndepărtează Da, de din ce în biserică. ce lumea este mai secularizată, vedem și pe acolo. Vedem în lumea aceasta catolică, spaniolă, lume distantă, bisericile sunt biserici Aveți aproape acolo și extraordinare. Avem alte culte. catedrală lângă noi, bat clopotele ca la noi, extraordinar, dar sunt aproape goale. Și în și zone mai rurale unde sunt merg credincioși, dar va veni vremea, nu-i plângem. Noi le mulțumim că în bisericile Sunt. lor, în capelele lor, ne desfășurăm Da, și am activitatea. văzut că vine lumea la Da, dumneavoastră acolo. da. Ne implicăm, ne străduim să Da, vină. și mi-a plăcut Și vin ceva. tineri, Mi-a mai vin plăcut tineri. ceva. În vremea pandemiei, când bisericile Ah. erau închise, sau, mă rog, puteau face Totul a doar fost închis. preoții slujba, Totul a fost închis. așa, dumneavoastră, ați avut o idee Da. și ați făcut slujbă online. Online. A fost Că vă urmăreau și cei de aici, de România. o mănăcereasă și vă spun că au fost cele mai frumoase momente pentru mine ca preot de sufragerie. Da, Acasă. bine, că unii mai și cârcote, să știți. A, nu, Da. nu, nu-i băgăm în Dar seamă, cei care adică își dau sunt. seama în timp sau dacă mai aud de la noi câte ceva, o să spună, a, am gândit greșit. 5 luni a fost închisă biserica și a trebuit să fac online. Sufrageria s-a transformat în biserică și au fost cele mai minunate momente ale mele acolo. Și Pentru că acolo, să lume din știți, Buzău, lume din Vernești, așa ați văzut, mulțumim celor așa. care ne-au sprijinit și ne-au trimis icoane de mare valoare, Iuliana Ion, regălașa Da, de ea a fost Iuliana, elevă. regălașa de Iuliana mi-a trimis Da. și îi mulțumesc. Este la București, Da, nu? la Îi București, mulțumesc că evident, mi-a da. trimis icoane, am primit veșminte, am primit multe obiecte și mi-au mulțumit. Am făcut slujba în direct și permanent, făceam câte un acatist, făcea cineva, nici nu credeam că sunt atâtea acatiste în lumea asta. Da, Acatiste, Sfânta puteau primi, Liturghie, câte totul am normal. văzut, și de aici, deci voi Da? primeați Da? și Totul citeați normal și acolo. mi-au mulțumit, nu erau mulțumite că era datoria mea să fac și vreau să spun că oamenii apelează și părinte, și acum mai urmărim slujbele acelea. Ce frumoase au fost! Și am și spus preasfințitului la vizita canonică când s-a sfințit, preasfințite, m-am simțit ca în pușcăriile comuniste când spuneau ierarhii noștri că acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu. În pușcărie l-am cunoscut. Acolo când am fost strâns cu ușa, acolo l-am cunoscut. Când am ieșit, am mai pierdut. Dar acolo, așa noi, parcă l-am cunoscut mai mult acolo și mulți oameni s-au apropiat de Sfânta Biserică, am constatat în timp, Părinte, v-am urmărit,
Păi, extraordinar a fost acea perioadă. În direct, făceam Paștele în direct. Faceți așa cu vinul, faceți așa, așa cu iarna. Totul, cu sufletul la gură. Cum se face anafura. Da. Am explicat. Acolo, da. Ca ceva ce s-a pierdut, exact, când pleci în afară, e un lucru foarte interesant. Îți dai seama ce ai pierdut. Și începi să reconstruiești sau să construiești din nou ce ai pierdut. Ortodoxia aici, poate nu băgăm în seamă, de multe ori mai... Dar când ajungi într-o lume acolo, secularizată, străină, cu totul, încep să-ți aduci aminte și să-ți să facă dor de casă. E, așa a făcut biserica din România, a trimis biserica în afară și acolo unde este Sfântul Antimis, oriunde, acolo este biserica. Și l-am spus, granița este biserica noastră. Unde suntem în România? În biserică, suntem în România. Când ieșim, suntem în Spania. Corect. Dar înăuntru suntem acasă. Și asta e rolul preotului, să ne străduim, să-L aducem pe Dumnezeu, pe făgașul Lui, acasă, în sufletele oamenilor și le spune de fiecare dată să meargă la cimitirul de acasă, să dea cu sapă, să curețe buruienile de la cimitirul părinților și mă bucur că îmi spun, ajung acasă, o relație cu preotul de acasă, vin, fac câte o danie acasă și i-am pus să aducă câte o mânuță de pământ de la cimitir așa, și avem acolo undeva, s-a umplut așa și când facem parastase, pun lumânări și pun vin, cum ar pune la mormânt? Și foarte interesant, oamenii au adus mult și mai aduc câte o mână de pământ de acasă, mi-aș întreabă în bagajul, ce e ăsta? Pământ. Și calcul, ce e acolo? E pământ? E altceva? Nu, pământ de la morții noștri. Și aduc și pun acolo și când punem lumânat la parastas, toți spun, cum ne-am duce cu preotul și da. Extraordinar. Adică acest lucru se întâmplă, de fapt, pentru sufletul nostru, bine, și pentru al celor care sunt plecați, dar pentru sufletul nostru, Părinte, pentru că dacă n-am face... Am avea așa niște mustrări de conștiință. Uite că n-am aprins o lumânare pentru așa. Deci da. Avem nevoie de sufletul nostru să fie sănătos. În timp ne dăm seama ce înseamnă mensana în corpul, minte sănătoasă, într-un corp sănătos. Mintea sănătoasă însemnând și lumina dumnezească care este în noi. Și dacă lumina care este în noi, care trebuie să fie în noi, este întuneric, atunci căutăm să luminăm sufletul nostru. Părinte, atât de frumos putem să stăm de vorbă pe multe teme. Și până mâine. Și știu că dumneavoastră acum sunteți atât de ocupat pentru că ați venit pentru sfințirea bisericii care în final s-a terminat, aceea pe care ați început-o. Da, așa. A fost o bucurie. Și venind aici aveți și alte obligații cu foști, cu familia în primul cu rând, familia, cu prieteni și așa mai departe. Eu vă urez multă sănătate, putere de muncă și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim, cum fi în România, cum fi în Spania. Așteptăm, așa. Așteptăm. Doamne ajută! Dacă vreți să le transmiteți ceva celor care ne vor urmări la finalul... Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi pentru prima dată deschis în această bibliotecă și dorim să se umple biblioteca. Doamne ajută! Da. Vă mulțumim, dragi privitori, concetățeni ai noștri, prieteni ai noștri, pentru că mă simt legat de fiecare dată de Vernești și în cadrul Sfintei Liturghii, în fiecare duminică și dacă am fost în Vrancea și dacă am fost în Buzău și dacă sunt pe Meleagurile Iberice, primul lucru când pomenesc la proscomidie încep cu localitatea Vernești. Prieteni cunoscuți de generație, cei de care mai aud că pleacă dintre noi pentru că atunci când ajung acasă întreb ce s-a mai întâmplat, cine s-a mai născut, cine a mai murit, cu părere de rău pentru multe cunoștințe pe care le-am avut aici. Vă doresc tot binele din lume, să fiți sănătoși și să aveți grijă de Dumnezeu din sufletul dumneavoastră, mulțumesc. Pentru că nu face nimic fără El. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! La revedere! Ne întâlnim data viitoare!